Am venit cu o completare la ultimul video. În tutorialul trecut am făcut, nu mergea chestia cu not end of elves pentru sută de ini. Aici era f, f, not f, o f de sută de ini. Problema era că, for whatever reason, Visual Studio meu nu percepe Ctrl Z ca fiind comanda de închis sută de in. Așa că am improvizat o altă soluție făcând acest număr matricol diferit de 0. Practic, nu o să mai putem ieși în orice moment din loop. O să putem ieși din loop numai în momentul în care ajungem la acest număr matricol, când se citește numărul matricol, sau aici să nu intrăm în loop, sau dacă dăm număr matricol 0. Amane să fie arbitrar această cifră, însă dacă dăm 0 o să meargă, nu o să mai citească următorul articol. Cam asta e toată soluția ce am găsit. Asta e doar ca să pot să trec mai departe la următoarea problemă. Oricum, thanks for watching și sper că te ajută asta ca să rezolvi problema pe care o ai, dacă ai aceeași problemă pe care am eu. Dacă nu, poți să ignori acest video, obviously. Dar, ca o paranteză în continuare, în caz că dai de o problemă cum o problemă care nu te lasă să ieși din loop, e foarte bine, poți să improvizezi tu condiții de ieșire din loop. Spre exemplu, cum am făcut mie aici cu diferit de 0. Ok, thanks for watching și I hope that you understood. Hai!